Bine v-am regăsit, dragii mei tauri, pe Auroscop la un mesaj important pentru luna mai. În planul iubirii, în primul rând, sau mă rog, în planul afectiv relațional, eu îmi doresc foarte tare să aflu pentru voi o situație de care ar fi bine să țineți cont, însă liberul arbitru vă aparține. Eu dar o să vă dau mai departe mesajele din partea minunaților ghid spiritual pentru luna mai. Ok, hai să vedem pentru tauri. De ce ar trebui să țină cont taurii în această lună mai, în această perioadă? Ce este important ca taurii să afle? Ce vă este destinat, în afară de faptul că și în situația voastră lucrurile se vor clarifica? Există clarificare, o clarificare care vine dintr-o lună de iarnă. La voi cred că este un soi de calm dinaintea furtunii. Clarificarea aceasta s-ar putea să se obțină după un an de zile, poate și mai mult, dar în jurul unui an în care probabil au fost deliberări, neclarități, îndoieli, în sfârșit, cred că este vorba despre, repet, calmul dinaintea furtunii, dar după o discuție aprinsă s-ar putea să știți foarte bine ce aveți de făcut. Pentru că persoana la care vă gândiți, în unele cazuri, este o ființă extrem de influențată de familia sa, de părinții săi. Probabil că vă aflați într-o relație toxică sau sunt influențe negative din partea apropiaților. Nu neapărat vorbim doar de familie, nu este nimic bătut în cuiel. Însă, mi se pare că o influență negativă o are familia, în ideea în care i-a cam dictat așa de când era mic copil sau mică copilă tot ceea ce trebuie să facă în viață, cu cine să se căsătorească eventual. Deci, dacă există persoane printre noastre, Anastasia, Tina, Teodor, Cătălin, Paul, Paula, Ovidiu, ca prenume așa predominante, dar nu obligatorii, s-ar putea să vi se potrivească această etalare. Cred că este vorba despre o discuție destul de puternică, destul de aprinsă, care un conflict care va escalada și aici trebuie să fiți foarte atenți, pentru că totul are legătură cu influențele negative din jurul său. Adică voi doi, dacă este să mă întrebați pe mine, nu v-aș fi certat niciodată dacă nu erau acele influențe, că voi doi nu vă certați din cauza voastră. Vă certați din cauza a ceea ce se întâmplă în jurul vostru și să fiți atenți, pentru că în câteva secunde ar putea să fie escaladat acest conflict și ar fi păcat, pentru că există o șansă de împăcare, dar din cauza nervilor, stresului, influențelor negative s-ar putea să pierdeți totul. Ar fi o chestie la limită, totul sau nimic, din cauza unei scânteii care, dacă nu este controlată, din acea scânteie face un dita mai focul. Și există scânteie între voi, există acel foc mocnit, doar că persoana asta nu este dispusă să renunțe la ceea ce îl înconjoară, ceea ce o înconjoară, familie extinsă, prieten. Nu este dispusă să renunțe la prietenii săi pentru relația voastră. Și a conceput o viață, și-a construit, de fapt, o viață care s-ar putea să nu corespundă nevoilor voastre și nu vrea să renunțe la ea, una peste alta, așa, ca să înțeleg, adică să vedeți dacă rezonați cu această etalare. Leu, în primul rând, ca semn zodiacal cu care voi aveți de-a face, taur, berbec. Deci taur, berbec, leu și săgetător. Probabil că dacă ați fi în relația pe care și-o dorește această persoană, ar fi minunat. Adică să faceți voi cam tot ce vor ei. Nu prea aveți mână liberă, dacă mi se permite să spun așa.
Adică în momentul în care vă intrați într-o astfel de relație, veți fi măgăruși de închiriat, știți cum se spune în popor. Adică nu veți mai avea timp de voi, voi nu aveți vreme să evoluați, nu aveți vreme să fiți valorizați, valorizate, ci să faceți în continuare ceea ce vi se dictează, bine, păstrând proporțiile. Bărbat grizonat, dacă este cazul, doamnă grizonată sau foarte blonduță. Există de asemenea și o a treia persoană aici. În momentul de față s-ar putea să fie cu o altă persoană, mai tânără decât el. Aici vorbim despre energia feminină mai tânără decât energia masculină, dar din partea cealaltă. O relație eșuată. S-ar fi putut să fie cu cineva și relația aceea să eșueze. S-ar fi putut să fie înșelat. Aici simt că este vorba mai mult despre o relație cu ștate vechi sau un cuplu sau o căsătorie și să fi fost înșelat, înșelată, ceilalți să știe despre acest lucru și să fie tratați foarte nasol pe românește. Laurențiu, Laurenția, Ana... Este o relație, în momentul de față s-ar putea ca persoana voastră să fie într-o relație care nu este, cum se spune, nu este apreciată de nimeni. S-ar fi putut să facă niște chestii urâțele, să înșele așteptări, să mintă, să aleagă alte persoane. Sau, în cel mai rău caz, asta nu vreau să vă sperii, voi să aflați de o persoană care v-a înșelat pe voi cu altcineva și s-a și căsătorit între timp. De asta cred că există o discuție, este calmul dinaintea furtunii. Dar pe voi eu văd că vă așteaptă o nouă perioadă foarte drăguță în viața voastră. Mi se pare că sunt lucruri noi pe care o să le încercați, inclusiv noi aventuri, noi relații. Vedeți, săgetătorul este prezent, că tot îl aminteam aici, săgetător. Cred că este vorba despre pasiune, cred că da, există un răspuns afirmativ la o problemă voastră, la o dorință. Vă văd foarte aventuroși în călătorii, de ce nu? Vă văd foarte exaltați să întâlniți o persoană care va fi un soi de colac de salvare pentru voi. Deci voi nu s-ar putea în unele cazuri să nu rămâneți cu o persoană din trecut, cu acea persoană să vă certați, să rupeți pisica în două, că tot vorbeam de luna mai, în care se întâmplă destul de multe divorțuri, destul de multe ruperi de relație totale și total și irevocabil. La voi s-ar putea să fie una dintre aceste situații în care aflați că ați fost înșelat, înșelată, să rupeți pisica în două și să vă aventurați în noi relații cu o persoană care va constitui pentru voi un adevărat colac de salvare. Vă pup și vă iubesc. Aveți o lună mai așa cum vă doriți. Binecuvântări divine tuturor. Numai bine. Vă pup, taurilor!